Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Realități rurale din nou aici la AgroTV. Din păcate avem un început de an secetos. Avem mari probleme în zona rurală și în zona de agricultură. Fermierii așteaptă cu mare interes să se schimbe ceva în vreme, să fie zăpadă, să fie ploaie, să fie lucruri. Și de ce să nu recunoaștem chiar și cei care stau în zona rurală, pentru că seceta asta nu duce la nimic bun. În curte nu poți să lucrezi, nu poți să pui o grădină, nu poți să pui flori, să le îngrijești, să faci cu pământul atâta vreme cât acesta este foarte, foarte tare. Pentru că e nevoie din când în când de utilaje performante și pentru că acest lucru trebuie să se revadă în productivitatea cu care se lucrează pământul, trebuie să căutăm întotdeauna, sau trebuie să căutați dumneavoastră ca și fermier, să găsiți cele mai bune soluții și din punct de vedere nu numai neapărat al costului, dar și al eficacității acestor utilaje. Și ca să găsiți aceste lucruri, trebuie să căutați între cei care fac posibilă să ajungă la dumneavoastră utilaje. Unul dintre cei care fac posibil acest lucru și vă oferă lucruri de calitate și mai ales în zona aceea de Oltenia, începând, eu știu, de la Mehedinți până la Telorman și spre București, sunt cei de la Mabă Utilaje, unii din partenerii noștri. Stăm din nou de vorba astăzi despre ei, despre agricultură, despre fermieri, despre ceea ce se întâmplă și în administrațiile publice locale, pentru că veți vedea și ei sunt parteneri ai lor. Așadar, de la Mabă Utilaje, directorul executiv, Doru Popescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnul Tudor! Pe drum, când mergeți încoace, ceva ploaie? Da, să știți, de la Balș până la kilometru 60 pe autostradă. A plouat destul de bine. Bun, semne bune, anul are de-abia în luna februarie, până la urmă. Da, destul de târziu anul acesta. Din păcate, nu am avut deloc zăpadă în zona Olteniei, până acum. Dar sper... Și mă bucură faptul să văd prognozele meteo, urmează niște surprize. Corect. Cineva cu care am vorbit astăzi este o companie de inputuri care are un turneu prin țară și mâine voi fi în legătură și cu reprezentanții acesteia pe telefon. Îmi spuneau că, deși sunt aceste condiții climatice dificile, în care nimeni nu mai știe ce se întâmplă și problemele care apar, iată, în zona de fermier, în zona de administrație publică locală, aceștia rămân totuși optimiști. Același lucru l-a simțit și dumneavoastră? Cu toții rămânem. Până la urmă suntem toți strânși legați de agricultură. Pentru că dacă fermierii nu își dezvoltă agricultura, nici noi nu putem să ne dezvoltăm pe lângă ei. Dar să sperăm. Anul este abia la început și cred că o să fie... Se poate să-și revină, o să-și, nu? Revină cu siguranță. Dacă vă aduceți aminte, și în 2019 am avut puține... Da, a fost probleme. Secetă și a plouat foarte târziu. Cred că, bine, și a plouat prea mult pe urmă, prin iulie, cam așa ceva, da. Cu băltirile. Da, eu zic că anul 2020 o să fie mai bun ca 2019. Cum se pregătește firma dumneavoastră, pentru că spuneți în ceea ce privește pachetele de servicii pe care le oferiți și cele de utilaje, sunteți pregătiți pentru orice fel de condiții. Da. Fie că este secetă și pământul este tare și trebuie lucrat într-un anumit fel și aici sunt un anumit tip de lucrări, fie că este prea multă ploaie și există în partea cealaltă și băltiri, așa cum spuneați, și, eu știu, surplus de apă. Fermierii trebuie să fie pregătiți din ce în ce mai mult de astfel de lucruri extreme. Trebuie să fim, în primul rând, noi ca societate comercială, trebuie să fim pregătiți cu utilaje. Tocmai de aceea am investit foarte, foarte mult în stocul propriu de utilaje, sediul nostru din Craiova. Pentru partea aceasta de secetă sau de boltiri, cred că avem cel mai mare stoc de scarificatoare din Oltenia. În primul rând, trebuie să ai oamenii pregătiți, să ofere consultanța necesară fermierilor, deoarece mulți, chiar și fermierii care sunt la început, abia acum se întâmpină aceste probleme și nu știu cum să le rezolve. Iar aici intervenim noi cu partea de consultanță, unde le dovedim ce fac utilajele pe care noi le comercializăm, îi punem în legătură cu alți fermieri care au cumpărat și care... Le pot povesti și la care utilajele noastre au dat rezultatele așteptate până la urmă. Cam așa putem să îi ajutăm, oferind consultanță. Lucrurile astea se întâmplă, spuneați, fermierii care sunt începători, dar, de exemplu, există pe piață o gamă mare de utilaje, trebuie să recunoaștem, nu? Și noastră aveți o gamă de utilaje pe care le comercializați la diferiți producători și le, spunem, dați către cei care le folosesc, fie că sunt fermieri, fie că sunt și administrații publice locale, pentru că ne oprim și acolo. Mulți dintre primari și primării folosesc tractoare, buldoare, excavatoare, chiar și, eu știu, excavatoare și așa mai departe, pentru a-și executa niște lucrări de interes local și astfel încât să
facă niște economie, să nu mai închirieze sau așa mai departe. În toate aceste, eu știu, discuții pe care le aveți, cum vă situați față de ceilalți, să zicem, din piață, firme care sunt similare și care aduc altfel de produse? Așa cum bine știți dumneavoastră, noi suntem inclusiv partener oficial a Asociației Comunelor din România. Deci pe partea de... că suntem în preajma în care o să aibă exact, urmează în generală, foarte scurt timp să fie adunarea generală. Aici cred că acoperim absolut toată gama. Iar pe partea de agricultură, la fel. Nu cred că este un dealer mai mare, regional, în zona Olteniei. Ușor, ușor ne extindem. Tocmai acum am deschis o... De exemplu, dacă un fermier are nevoie de o gamă întreagă de echipamente, începând, eu știu, de la cele de însămânțat, să spunem, până la cele la care efectiv fac lucrările de toamnă târziu, sau recoltare. Trecând prin cele de recoltare, prin celelalte de tratamente, de așa mai departe. Le puteți oferi o gamă întreagă, un pachet? Adică ați făcut astfel de lucruri pachete? Avem pachete, dar nu ne oprim doar la utilaje. Gândiți-vă că noi avem inclusiv partea de servisare și partea de piese de schimb. Aici omul vrea repede să fie rezolvată problema pe care o are. Oferim de la anvelopele unor utilaje vechi până la utilajele noi propriu zise și toată gama de atașamente. Tocmai de aceea, pentru a veni în sprijinul tuturor, de la 1 ianuarie 2020 am decis să dezvoltăm puțin Mabu Utilaje. Așa că am creat 3 subdivizii. Mabu Utilaje în momentul de față se împarte în 3 categorii. Avem Mabu Utilaje Agricultură, avem Mabu Utilaje Municipale și Comunale și Mabu Utilaje Specializate. Fiecare acea divizie va avea directorul ei de vânzări, proprii vânzători. Este foarte greu ca... Specializați pe ramura lor. Gândiți-vă că este foarte greu ca un vânzător de tractoare, de semănători agricole, să poată să meargă să discute cu o companie de apă, să-i spunem despre utilaje terasiere sau despre o macară de 100 de tone. Sunt lucruri total diferite. Tocmai de aceea, odată... Poate să facă, dar nu mai este eficient. Nu mai este eficient și atunci vânzările scad. Și tocmai de aceea, pentru a fi cât mai aproape de clienți și a putea oferi în timp util toate informațiile și de ce să ne ascundem, să creștem împreună toți, am decis să dezvoltăm Mabu Utilaje în aceste 3 subdivizii. Luați clientul, îi faceți o ofertă, îi explicați necesitatea unor utilaje pentru ce au ei nevoie, mergeți cu oferta, apoi după ce bateți palma, livrați. Îl ajutăm inclusiv pe partea de finanțare, dacă nu... Și partea de finanțare, asta e important. Dacă cumva clientul nu dorește să achiziționeze cash. Doamne, poate n-am bani. Exact. Îl ajutăm și cu partea de finanțare, unde avem parteneriate cu diversi brokeri din România. Putem să-l ajutăm și pe partea de fonduri europene, unde o să vreau să ne întoarcem puțin mai târziu. Urmează tânărul fermier. Deci pe agricol chiar trebuie să discutăm despre el. Să depun proiectele deja. Putem să-i ajutăm și aici. După care, după livrarea fizică a utilajelor, rămânem în continuare alături de ei, pentru că nu se oprește doar acolo. Deci, până la urmă, știți vorba, e fier, că se strică, dar are nevoie de servisare, nevoie de piese de schimb. Nu neapărat că se strică, dar cu toții creștem până la urmă. Fiecare are nevoie de un al doilea utilaj, al treilea utilaj. Un client fericit va veni în continuare la tine. Corect. Un client fericit. Asta e interesant. Probabil că o puneți ca și deviză, un client fericit până la urmă. Da. Din păcate, știți dumneavoastră că sunt multe firme în România. Și nu toate sunt foarte serioase. Deci, până la urmă, totul se rezumă la cât de... Am avut și noi materiale cu... să le zicem țepe. Haideți să spunem țepe de utilaje și de chestii din asta. Nu vreau să vorbesc despre concurență, dar... Nu, dar așa se întâmplă. Din păcate, există într-o astfel de piață, există din și oameni păcate. Onești și oameni care încearcă să... Chiar astăzi a venit un domn fermier la noi, achiziționat de o sumă măricică, aproximativ 30.000 de euro de utilaje și... se plângea că a plătește rate în continuare pentru un produs care de 6 luni este la el în curte. Client a cumpărat de la o firmă care i-a tras țeapă, cum a spus dumneavoastră mai devreme. 60.000 de lei la care dânsul plătește rate, pentru că a fost mințit să semneze un proces de predare-primire fictiv. Fictiv, da. Și acum, vă dați seama, până o să fie... Și glumind acum, făcând haz de necaz, poate să-l deseneze pe asfalt. Laibă, Doamne, ferește. Nu l-a dorit nimănui. Din păcate, aceste lucruri. Justiția o să-și facă la un moment dat datoria, dar știți și dumneavoastră că este nevoie procesul. Am înțeles. Păi, mergem la exemple concrete, pentru că astea sunt cele mai bune și exemplifică activitatea pe care o depuneți și știu că sunteți, așa cum reușim să vorbim, de multe ori sunteți
în toată zona de sud și nu numai în zona de sud și chiar vă interesează, mergem la cei care vă sunt clienți, parteneri, cum să-i numim așa, și facem o primă oprire în Gorj, undeva pe la o fermă nu foarte mare. Ba da, e o fermă mare, la 600 de hectare, cu domnul Constantin Antonie stăm de vorbă. Bună seara, domnul Antonie! Bună seara! Vești bune ne dați cu ploaia, că toată lumea întreabă, domne, când plouă la noi în România? Foarte bune, foarte bune până acum. Am înțeles. La cât mai mulți litri pe metru pătrat. Așa e urarea mai nouă între fermieri acum, domnul Antonie. Așa este, așa este. În perioada asta. Aveți o fermă cu 600 de hectare, aveți și niște vaci, un număr de capete de vaci, aveți și capre. Ați început să faceți o tehnie după ce ați avut cultură mare sau era deja aveați... Eram deja în producție. Am înțeles. Deci l-aveați și v-ați dezvoltat ulterior și suprafețele, ați crescut ca suprafețe, am înțeles, că asta povestea și domnul director, că vă știe de când aveați cam sub 100 de hectare. Da, da. A fost... După colaborarea cu dânsii am ajuns la vreo 630 de hectare acum. Bravo! Deci de la utilaje care erau mai mici, a fost nevoie să vă luați utilaje mai serioase ca să lucrați totuși suprafața asta, da? Da, da. Am colaborat foarte bine cu dânsii și chiar... Sunt foarte mulțumit de... Mai țineți minte ce ați cumpărat prima oară de la dânsii? Ce echipament? Da, toată gama de la mecanica ceahlău, deci semănătorii... Deci cele de după tractor, am înțeles. Da, da. În spatele tractorului. Și pe urmă, ați constatat că nu vă mai e bun tractorul și ați luat și tractor de la dânsii? Da, da. Am luat o gamă mai largă și mai mare de utilaje și foarte bune. Și urmează. John Deere și da. Înțeleg că, ok, acum ați prins gustul, cum să spune, să știți, să vedeți ce înseamnă tehnologie nouă, tehnologie performantă și deja sunteți pe cale să mai achiziționați niște echipamente, nu? Da, sunt în curs de derulare cu dânsii pe un proiect acum de vreo 50.000 de euro și foarte mulțumit. Am înțeles. Domnul Antonie, anul ăsta cum îl vedeți agricol? Până acum foarte bun, că acum suntem la mâna vremii. Da. Cum... Vă rugați, n-aveți, știu că n-aveți posibilitate de irigație acolo, că sunteți într-o zonă care nu a beneficiat niciodată de irigații, dar cred că pe viitor va trebui să vă gândiți la niște sisteme portabile, ca să nu mai stați după Doamne, Doamne. Așa este, așa este. Și vă mai întreb pe final așa, v-ați gândit ca împreună cu ceilalți fermieri din zonă să faceți o cooperativă, chiar dacă sună ca pe vremuri, la cooperativa înseamnă altceva acum, o asociație astfel încât să puteți negocia și inputurile, faceți proiecte mai mari, vă mai luați, uite, instalațiile de irigat în comun. Deci chiar am vorbit acum la Gor și sunt într-o discuție și o să pun la punct... detaliile ca să... Unei asocieri, am înțeles. Păi noi vă împingem către acolo, să știți, ca să faceți față și poate folosesc un cuvânt dur ca să supraviețuiți pentru ce va urma, va trebui să fiți fermieri puternici și puternici nu veți fi decât împreună. Credeți-mă, domnul Antonie. Așa este. Știți cum e cu unde mulți puterea crește? Și dușmanul, mă rog, dușmanul aici sunt... Fermierii din alte țări europene, nu neapărat dușmani, dar sunteți pe o piață în care deja e o piață europeană, în care fiecare vine cu niște costuri. La noi este mai greu, dar sperăm să... Haideți, domnule, că românul se descurcă până la urmă, dar tocmai de asta faceți împreună, uniți-vă și faceți lucrurile bune, că nu suntem mai fraieri ca alții, ca să spunem așa. Așa este. Bine, domnul Antonie. Spor la treabă și numărați litri aia pe metru pătrat să fie cât mai mulți. Bun. Mulțumim mult de tot. Sănătate, Doamne ajută. Da, chiar cred că e cam aceea, e cam de vârsta noastră, în jur de 50 de ani, cam așa. Da. Și cred că este un fermier care, iată, dacă spuneați că a plecat de la o suprafață sub 100 de hectare și deja și-a permis, dânsul și-a permis să se dezvolte datorită utilajelor pe care și le-a achiziționat. I-am oferit o variantă de leasing pentru a-și achiziționa toate utilajele de care avea nevoie în momentul respectiv. Da. Dânsul vrea să plătească și să le ia în decursul a trei ani. Da. Noi i-am oferit varianta să le ia în leasing pe toate. Să facă cu banii altceva, da. Exact, să le ia pe toate în leasing și să poată să se dezvolte. Pentru că în momentul în care ai... La un moment dat până la urmă ați informat un fermier și ați arătat cum se pot face lucrurile cu banii altora. Dar și dânsul a rămas unul din clienții noștri fideli. Credeți-mă că... Faptul că l-ați ajutat și a constatat pe propria lui piele că de la ce a fost și ce a ajuns
E o diferență mare, mi se pare normal. Asta înseamnă parteneriat pe termen lung și cred că ca și filozofie, orice firmă trebuie să aibă chestia asta, că e firmă de inputuri, că e firmă de utilaje. Trebuie să aibă cu fermierul că dacă tragi de ăla și îl jegmănești și îl termin, nu o să mai... Pentru a avea succes pe piață, consider că nu trebuie să ne oprim la relația vânzător-client. Exact ce spuneați mai devreme, trebuie să fim parteneri, pentru că atât timp cât fermierul se dezvoltă și noi ne dezvoltăm. Este cât se poate absolut de simplu. Normal, da. O să mai facem periplul, o să-l continuăm, pentru că în același timp ce noi vorbim aici, colegii mei caută în continuare fermieri care să ne spună și ce se întâmplă cu agricultura, dar ce se întâmplă, iată, cu tehnologii pe care și le achiziționează, pentru că trebuie să fie în pas cu tehnologia și așa mai departe. Din punct de vedere al, apropo, spuneați de fermieri mici, mari, cam care este categoria care vă accesează pentru utilaje? Și mai mici și mai mari? Lucrăm cu toată gama de fermieri. Avem fermieri și de 5-10 hectare care achiziționează utilaje micuțe. Avem și fermieri care fac legumicultură, unde suntem foarte, foarte bine introduși în piață. Dar noi lucrăm cu absolut toată gama de fermieri. Avem și fermieri de 8-10.000 de hectare care lucrează cu noi și au avut încredere în noi și nu le-am trădat așteptările până la urmă. Deci a lucrat împreună și că nu erați chiar așa o firmă atât de mare, nu? Nu. Gândiți-vă că suntem de relativ o firmă nouă și noi nu suntem o multinațională. Mabo Utilaje este o firmă regională. Nu putem să ne batem cu coloșii. Dar în zona dumneavoastră sunteți cei mai olteni dintre olteni, cum să spune. Cei mai olteni dintre olteni, da. Mergem mai departe spre Mehedin, în extremitatea vestică a Olteniei, să spunem așa, la domnul Marian Daogaru. Bună seara, domnul Daogaru. Bună seara. Spuneam mai devreme, am mers către Gorj și acolo ploua. La dumneavoastră nu a ajuns ploaia de la Gorj? Mai trebuie din să treacă un pic de munți. Din păcate nu. Da, uite, condiții și până la urmă sunt 100 de kilometri, cred că de la Gorj până la dumneavoastră. Cam așa sunt. Nu, cam așa nici, ceva nici sunt până la noi. Bun. Ce faceți în situația asta? Trebuie să aveți tehnologii și utilaje performante. Trebuie să avem tehnologii și utilaje mai performante. Așa este. Noi, din păcate, ne îndreptasem către țările din vest și achiziționasem niște utilaje mai slabe. Second hand, cum s-ar spune, da. Ne-am dat seama că nu facem treabă cu ele și am început să... Datorită domnului director, chiar îl salut. E aici, vă aud, sigur că da. Da, datorită dânsului am reușit să achiziționez niște utilaje care chiar m-au ajutat și mă ajută. Deci v-a oferit și consiliere, v-a oferit și un pachet astfel încât să puteți exact să faceți lucrările care trebuie și, după câte înțeleg eu, și niște condiții financiare prin leasing-uri pe care să le puteți duce. Că e un an mai bun, un an mai prost, dar exact, se compensează. Exact, am găsit o înțelegere foarte bună și din partea băncii cu care dânsii lucrează și colaborează. Da. Prin intermediul lor ați ajuns și la ei. Păi asta înseamnă să oferi pachete complete până la urmă. Exact. Și să sprijini asta. Da. Anul ăsta ce ați spus, domnul Daugaru, pe cele 250 de hectare? Orz, grâu. E galben? S-au îngălbenit, din păcate? Da, din păcate la noi aici în zonă nu prea a plouat. Da. Nici astă toamnă, nici acum am avut precipitații foarte, foarte, foarte slabe. Da. Din păcate și acum se anunță ceva ploi, dar la noi aici în zonă nu. Sunteți într-o depresiune? Cum sunteți din păcate? Sau de ce vă ocolește ploaia acolo? Nu suntem într-o depresiune, dar suntem între Craiova și Severin, cam la jumătatea... Distanței, da. Distanței, da. În Gorj, în zona aia, am văzut ce spunea... Da, colegul dumneavoastră de acolo, domnul Antonie, da. Plouă, da. Și plouă bine, era fericit, ați văzut. Era da, chiar era, fericit. E o zonă mai de deal, e o zonă mai bună, mai bogată în precipitațiile, din păcate, la noi. Am înțeles. O ultimă întrebare, se observă o deșertificare a zonei dumneavoastră, pentru că tot se vorbește de o zonă care se transformă ușor-ușor pământul, spre mai mult nisipos. Nu cred. La dumneavoastră nu. Mai spre... Nu. Mai jos de noi e problema asta. La noi încă nu. Dar problema ce o avem deocamdată este precipitația. Deci aveți pământ beton, cum s-ar spune, din păcate. Este bun. Este bun. Nu da. Beton, dar este bun. E betonul dumneavoastră, cum s-ar spune, domnul doctor. Este betonul nostru, da, ținem vă ținem, el, ce să vă spunem? Vă ținem pomnit și poate pe viitor vă gândiți la un sistem de irigație împreună cu alți fermieri din zonă. Cât sunteți acolo fermieri, ca detalia dumneavoastră?
Detalia mea suntem vreo 8. 8. Poate puneți împreună și faceți de un sistem de irigații portabil, măcar în primă fază. Nu, e departe Dunărea de noi. E departe Dunărea. N-a făcut-o săracul Ceaușescu, noi n-avem nicio șansă. Am înțeles. Am mai auzit lucrul ăsta, așa este. Da. Mulțumim, domnul Dăugaru. Ce să vă spunem? Ploaie să fie și precipitații. În continuare. Mulțumesc mult, domnul Dăugaru. Mulțumesc. O să fie lângă dumneavoastră, dacă a fost de la început, e clar că o să fie și în continuare. Sper lângă și sunt fel convins că ne va ajuta în continuare. Domnul Dăugaru, nu poți să-l las deloc la greu, pentru că dânsul își are grijă singur de via dânsului și are un vin. Credeți-mă, când o să veniți acolo, o să-i facem o vizită. Ne invităm, domnul Dăugaru, la dumneavoastră. Vă aștept cu mare drag. Înțeles. Da, un Zyber, nu? Cam așa este un Zyber? Nu. Am ceva de Altoi. Mi-am pus o vie de Altoi. V-ați făcut reconversie, să înțeleg deja, nu? Nu. V-am pus-o pe treaba mea. Am înțeles. Pe treaba dumneavoastră o să vedem și noi cum e. Să sper că treceți pe la mine și... Și tot să nu vă dezamăgesc. Bun, mulțumesc. Mulțumesc și toate bune. Să aveți un an bun, domnul Dăugaru. Mulțumim, sănătate. Doamne ajută de aici, din București. Da, oamenii tot speră. Chiar dacă era, spunea, pământ, beton, dar e betonul meu. Cum se spune, pământul beton, dar e pământul betonul al lui. Și are încă speranță. Zona unde domnul Dăugaru lucrează este o zonă de câmpie. Și da, din păcate, acolo în Comuna Bălăcița, cred că au câteva luni de când nu au văzut deloc ploaie. Toți cei 8 fermieri de care dânsul a spus, inclusiv OAT-ul, Comuna Bălăcița, sunt clienții noștri. Știți, adică toți au cumpărat și de la noi. Și încercat să-i puneți cap la cap, nu știu, poate să facă, dar chiar și cu niște puțuri de adâncime, chiar dacă îi costă. Este la un nivel foarte mare, deci trebuie, cota e destul de sus. O câmpie înaltă, cum s-ar spune. Exact, și cred că au foarte, foarte mult de săpat. Este foarte dificil. N-au niciun rău în apropiere pe care să poată să-l folosească, niciun fel de... Absolut. Dunărea la undeva de 40 de kilometri linie dreaptă. Uh-huh. Dar ai de traversat sate și comune, nu poți să mergi în linie dreaptă. Nu. E complicat, da. Și vorba lui, dacă nu s-a făcut într-o anumită perioadă, noi încercăm acum să reparăm ce exista exact. De pe vremea cealaltă. Da. O să rog colegii să mergem mai departe, să ne apropiem de la Dolj, Scăte Dolj, să mergem acolo, mai avem un fermier, chiar un tânăr fermier și repede să luăm. Mai avem timp? Nu mai avem timp, îl luăm în partea a doua atunci pe tânărul fermier, pentru că haideți să vorbim pe final de ce spuneați de sub măsura asta cu subvenționarea cu măsura, sub măsura tânărului fermier. Înțelegeți că și aici, îi sprijiniți, chiar dacă le vin banii, dar și dumneavoastră le oferiți niște facilități, mai mult decât utilajele. Sub măsura 6.1, proiectele de tânăr fermier de 40-50 de mii de euro. Anul acesta cred că sunt undeva la 51 de milioane de euro, așa, dacă nu mă înșel. Suma așa este, 51 de milioane. Da, pe lângă partea de utilaje, pe care oricum o oferim și nu atacăm prețurile absolut deloc, fie că vorbim de leasing sau cash sau fonduri europene, la noi prețurile sunt la fel. Același, da. Am hotărât să-i susținem. Și toți tinerii fermieri care vor avea proiecte de la început cu firmele de consultanță cu care noi lucrăm, până la partea de implementare, utilaje achiziționate de la noi, am hotărât să îi sprijinim și vom subvenționa o mare parte, 40%, din costurile proiectului. Pentru că până la urmă... Da, ei trebuie să plătească consultanții. Ei trebuie să-și plătească consultanții. Și am decis ca în momentul în care proiectul s-a implementat, să subvenționăm noi acea parte și să plătim noi firmele de consultanță, asta pentru că avem colaborare. Exact, dacă le duceți și consultați, pentru mulți e chiar foarte simplu, pentru că ei tot caută în stânga și în dreapta, există tot felul de consultanți, dar dumneavoastră veniți cu niște consultanți pe care aveți, cum să spun, verificați până la urmă. Bineînțeles, lucrăm cu ei de ceva ani și avem încredere în ei că ceea ce spun, aia fac. Până la urmă, poți să depui un proiect. Dacă nu va fi implementat, l-ai depus degeaba. Sigur, trebuie să se închidă toată această, exact, să spunem, drum către implementarea proiectului. Luăm o scurtă pauză publicitară, apoi revenim împreună cu domnul director executiv MABU Utilaje, domnul Doru Popescu. Mergem din nou către, o să vedem, și către alți fermieri, către conducători de UAT-uri, pentru că avem lucruri interesante de spus aici.